Aric Frânte, episodul 31, rezumat. Oare va afla Muzafir despre faptul că Emre este fiul său? Oare Kemal îi va spune lui Muzafir? Kemal îi spune lui Nefise că s-a gândit că Emre este adoptat, fiindcă știe că ea nu a avut gemeni. Nefise neagă și pleacă foarte tulburată. Tuba i-a urmărit la restaurant și aude o parte din discuția lor, din care deduce că Emre este fiul lui Kemal și vrea să-i spună lui Muzafir. Azime și Nefise se gândesc cum să îl împiedice să vorbească cu el. Muzafir îi spune lui Onur să o îndepărteze pe Zeynep de companie pentru câteva zile, ca să nu îi mai creeze probleme din cauza lui Ahmed. Între timp, el îl va investiga din nou pe Kartal. Cu ajutorul lui Talat, Ahmed îi arată lui Semre că prietenul ei, Khan, se ocupă de afaceri murdare și îi vine în ajutor când intră în probleme din cauza lui. Semre începe să aibă încredere în el tot mai mult. Nefise și Zeynep încearcă în zadar să îl convingă pe Emre să se mute și el la vilă. Kemal îi propune lui Emre să stea la hotelul lui când familia lui se va muta. Muzafir visează că Emre este fiul care a fost răpit, Murat. Oare își va da seama într-adevăr că Muzafir că Emre este fiul său, Murat? Urmăriți episoadele în continuare.